Dragi telespectatori, bine ați revenit la o nouă ediție a emisiunii Noi Să Fim Sănătoși. După cum v-am anunțat și pe pagina noastră de Facebook, invitatul zilei de astăzi este doamna dr. Simona Caraiola, pe care o cunoașteți deja din o emisiune mai veche a noastră, medic specialist reumatologie și medicină internă. Bună, Simona, bine ai venit la noi! Bine v-am găsit! Am stabilit că vom discuta astăzi despre gută, dar de ce gută? De ce gută? Pentru că tocmai s-au terminat sărbătorile, pentru că evident că de sărbători toată lumea a mâncat și a băut în dulcele stil tradițional românesc și nu numai românesc, și pentru că se știe că există o strânsă legătură între gută și între dieta bogată în grăsimi, bogată în cărnuri și bogată în alcool. Știu despre gută sau podagră că la un moment dat era numită boala regilor și chiar regina bolilor. De ce? Boala regilor pentru că despre gută există mai multe detalii, ca să spun așa, așa cum se vede și în imagine. Cele mai multe informații vin din evul mediu, mai precis, în evul mediu în care, evident că nobilimea, care își permitea să consume alimente și mai ales vânat și carne roșie, bogat stropită cu vin, în rândurile nobilimii a crescut foarte mult numărul de pacienți cu gută. Exista un element care explică acum, în secolul nostru, de ce făceau mai frecvent atunci nobilii gută, pentru că vinul se turna în niște recipiente, niște căni din plumb și plumbul este cunoscut că reține și mai mult acidul uric, cel care este responsabil de apariția gutei, îl reține la nivelul rinichiului, ceea ce duce la apariția atacurilor de gută, așa cum o să vedem după aceea. Dar bine, presupun că istoria gutei este mult mai bătrână de atât. Absolut. Saturnismul, știm că inclusiv termenul saturnismul fiind intoxicația absolut cu plumb, de este cunoscută încă din Roma antică. Evident. Bun. Și atunci, de ce apare guta? Ai povestit deja despre acidul uric care face ceva pe acolo. În primul rând, de ce apare guta? Acidul uric trebuie să înțelegem că se găsește în foarte multe dintre alimentele pe care le consumăm zilnic. Cea mai bogată sursă de acid uric este carnea pe care o consumăm și toate produsele din carne, mai ales carnea roșie. În mod normal există în organism acid uric, de aceea în momentul în care mergem să facem niște analize, medicul poate să recomande să ne dozăm inclusiv acidul uric în sânge. Da? Deci e normal practic, să avem practic acidul uric alături de alte teste sunt între testele acelea supranumite uzuale pe care le facem cu toții sau ar trebui să le facem o dată pe an, nu? Măcar o dată pe an. Prin medicul de familie. Ideea este că acidul uric, acesta mai mare, care poate să apară din diverse motive, fie că vorbim despre dietă bogată în ceea ce nu avem voie, respectiv în carne roșie, fie se întâmplă să existe medicamente care nu fac altceva decât să crească nivelul de acid uric în sânge, cum poate să crească o altă cauză, nu numai prin dietă bogată, ci poate să crească și prin aceea că scade eliminarea, pentru că acidul uric este eliminat pe cale renală, adică pe cale urinară. Da? Orice modifică funcția rinichiului o să ducă în mod secundar la creșterea nivelului de acid uric. Astfel, bolile renale cronice, da? Despre care există incența renală, cum o știe pacientul, poate să ducă la creșterea acidului uric. Nu numai bolile renale, există o serie întreagă de medicamente care împiedică eliminarea renală a acidului uric, printre care cele mai comune diureticele. Da? Toți pacienții... Deci acele medicamente pe care le prescriem curent pentru hipertensiune. Pentru hipertensiune, pentru incența cardiacă. Că, da, toate aceste medicamente fac parte dintre medicamentele care pot duce la creșterea nivelului de acid uric în sânge și după aceea în timp eventual la apariția gutei, pentru că nu este obligatoriu să apară și guta legat de creșterea acidului uric. Atenție însă, dragi telespectatori, asta nu înseamnă că dacă există posibilitatea să apară o problemă vis-a-vis de
concentrarea acidului uric, nu trebuie să vă luați medicamentele pentru tensiune, nu, din contră. Vorbim practic despre o urmărire atentă, absolut, de către medicul care prescrie tratamentul și care cu siguranță știe și ține cont de aceste și nu numai că știe, dar evident că dacă apare această situație, poate să ia măsuri, să schimbe medicația antihipertensivă. Avem foarte multe medicamente pentru tensiune pe care le dăm la ora actuală. Nu toate duc la creșterea acidului uric. Asta este bine sunt cunoscut. Sunt clase diferite și se jonglează cu ele în funcție absolut de cum reacționează organismul. Pe de altă parte, nu trebuie să uităm că există în cadrul gutei o componentă mare familială, da? O componentă genetică. Există familii în care mai mulți membri ai aceleași familii, verișori, frați, mătuși, unchi, au gută. Da? Există o componentă genetică bine cunoscută. Ideea este că pacienții care fac gută cu această componentă genetică sunt pacienții mai tineri care fac gută. Pacienți în jurul vârstei adultul tânăr, de obicei de sex masculin, în jurul vârstei de 30-40 de ani, care vine cu gută deja. Marea majoritate a celorlalți pacienți care nu au componentă genetică vor veni cu hiperuricemie și eventual cu gută, vor fi diagnosticați abia după vârsta de 60 de ani, deci să zicem la vârsta adultă, da, matură, ca să nu spunem că sunt vârstnici. Am vorbit deja despre motivele pentru care apare guta, situațiile în care putem să ne gândim la gută. Iată, avem și imaginele care ne arată câteva cazuri de gută sau chiar de complicații ale gutei. Dar, practic, ce este guta? Ce imaginile este guta? Până acum ne trădează că vorbim despre ceva care se întâmplă la articulații. La articulații. Nu? Ce este guta? Guta este o artrită, în primul rând. Ce înseamnă artrită? Artrită înseamnă o inflamație la nivelul unei articulații, da? Articulația poate să fie cel mai frecvent în gută. Vorbim despre articulația de la nivelul degetului mare de la picior, haluce în termeni medicali, da? Degetul mare de la picior, deci articulația respectivă, care se inflamează, adică devine roșie, caldă, extrem de dureroasă, da? Pacientul povestește că atacul de gută tipic debutează în cursul nopții. Iată, articulație, da, inflamație, foarte inflamată, cum se vede. Debutează în cursul nopții, este extrem de dureros. Pacientul practic nu suportă nici măcar să se atingă cu cearceaful, atât de mare este durerea, este extrem de roșu. Nu suportă șoseta, nu suportă nimic, absolut nimic, da. Este ceva absolut invalidant, extrem de dureroasă, da. După care, pacientul povestește că mulți dintre pacienți, să fim serioși, chiar dacă vin, iată, un atac de gută care poate să fie la nivelul gleznei, da? La nivelul cotului. Deci sunt foarte multe articulații, așa cum o să vedeți în foarte frumos în imagini. Ai spus în introducere că guta apare de obicei, de regulă, la nivelul articulației halucelui, dar medicina și practica ne-a învățat că regulile sunt făcute ca să fie încălcate. Absolut. Și practic putem avea gută la nivelul aproape oricărei articulații. Absolut, da. Poate să debuteze la nivelul halucelui, deci la nivelul degetului mare de la picior, dar următoarele episoade de artrită pot să fie și la nivelul altor articulații, așa cum ați văzut foarte frumos în imagini, și la cot, și la nivelul mâinii, la nivelul pumnului, și la nivelul genunchiului, și la nivelul gleznei. Ce este important în sângut este că de obicei omul de foarte multe ori alege să ignore aceste simptome. Da, într-adevăr, mă doare îngrozitor articulația de la nivelul degetului mare, hai că o să iau ceva pentru durere, după care, la un moment dat, episodul respectiv se stinge. Uneori se stinge chiar de la sine, episodul poate să dureze de la sine între 5 și 8 zile, treptat articulația devine din ce în ce mai puțin dureroasă, tegumentele, pielea de deasupra articulației respective, de unde era roșie și extrem de caldă, devine ușor violacee, da? Se descoamează, pur și simplu cade pielea de acolo, se formează o piele frumoasă și nouă și articulația și-a revenit. Acest lucru se întâmplă însă până la momentul următor. Momentul următor nu știm exact când se va produce. Se poate întâmpla într-o lună, se poate întâmpla în 6 luni, se poate întâmpla peste un an. Pe măsură ce boala înaintează,
atacurile acestea de gută, pentru că așa le numim pe aceste articulații inflamate, atacuri de gută, atacuri artritice, atacurile tind să fie din ce în ce mai dese, mai frecvente, da? Și au tendința să afecteze și să prindă și alte articulații decât această articulație tipică de la debutul gutei. De multe ori ne trezim cu pacientul care vine după mai multe astfel de episoade și trebuie să aflăm, întrebându-l amănunțit, s-a mai întâmplat vreodată, este primul episod și dacă da, parcă a mai fost un astfel de eveniment. Și de multe ori pacientul singur tinde să le asocieze eventual cu alte evenimente, știu absolut. Eu, o încălțăminte nouă sau o lovitură. Absolut, mai ales că este la nivelul degetului mare de la picior, unde este clasic apariția montului și toată lumea, m-a mai durut montul și altă dată. Nu, chiar nu i-am dat, nu i-am acordat foarte mare importanță pentru că n-a fost nici prima oară și probabil că nu o să fie nici ultima oară. Ce este interesant este însă că trebuie să insist asupra faptului că guta de obicei apare, iubește mai mult sexul masculin. Ori bărbații, oricât de cocheți ar fi, nu poartă totuși încălțăminte la fel de strâmtă și pantofi cu top cum poartă femeile. Da? Astfel, dacă ar fi fost probabil la femeie, diagnosticul ar fi mai repede. Cel puțin nu conform modei de până acum. Absolut. Nu se știe ce ne rezervă viitoare. Vom vedea, absolut. Asta pot să spun despre atacul de gută și insist asupra acestui fapt. Pacientul de multe ori nu-și amintește și trebuie să aflăm cu foarte multă grijă și cu foarte multe întrebări despre aceste episoade. Da? Pentru că pacientul de cele mai multe ori vine la noi după mai multe episoade de astfel de gută. Ce este era important? Există mai multe aspecte clinice, dacă vrem, ale gutei. Una este atacul acut, da? În care omul are durere, se umflă articulația, așa cum am zis până acum, este extrem de roșie, de dureroasă, care poate să treacă episodul de la sine sau cu ajutorul unor medicamente pentru durere, cel mai frecvent antiinflamatoare non-steroidiene. Atacurile pot să se repete însă în perioada dintre atacuri. De obicei articulația este normală, pe pacientul respectiv nu-l doare absolut nimic și spune de ce să mă duc la doctor? Am avut un episod, episodul nu mai există. Este practic vorba de o durere. Exact, da, și nu mai care se limitează, dispare singură și exact. Să fim sincer, cine se duce la doctor pentru că îl doare un pic capul sau îl doare un pic piciorul și a trecut după câteva zile. De ce trebuie să spunem? Este apoi etapa aceasta cu perioade în care articulațiile sunt absolut normale, omul desfășoară o activitate absolut normală. Problema este că acidul uric se acumulează în organism. Da? Și se acumulează treptat, treptat și va da naștere la apariția unor leziuni tipice care se cheamă tof gutoși. În imagine, tocmai ați văzut un tof gutos la nivelul, ia uitați-l, toful gutos, deci articulația super umflată și deasupra acea leziune albă care este un tof gutos. În imagine, de asemenea, un tof gutos care se poate complica, adică poate să fistulizeze, da, la piele și se elimină la piele o substanță albă și păstoasă care este un tof gutos. Da? Problema că toful gutos, cum se vede de asemenea foarte frumos în imagine, poate să apară fie periarticular, deci în jurul unor articulații și vedeți că pot să creeze probleme. Toful fiind practic o punguță. O pungă plină de acid uric, de cristale de acid uric. Problema este că se pot localiza acești tofi gutoși și la nivelul unor organe și din nefericire printre organe se numără inclusiv rinichiul, spre exemplu, da? Și poate să dea probleme importante și ne găsim în faza aceea, cum spune medicul, de gută cronică deja tofaceea, adică cu tofi gutoși, în care și tratamentul și evoluția este ceva mai complicată a pacienților respectivi. Bun, există, iată, avem în imagine chiar o animație în care se va vedea circuitul acesta al acidului uric. Da, foarte frumos, da. Acidul uric care este în exces, așa cum se vede, se acumulează în imagine foarte frumos la nivelul articulației, se zice metatarsofalangiană, da? Adică la nivelul articulației degetului. De la baza degetului mare. Exact, de la baza degetului mare de la picior. Uitați, în imagine
se acumulează acidul uric, acid uric care formează, evident, vorbim despre animație, da? Formează un tof gutos, care tof gutos, pe măsură ce se dezvoltă, va apărea și atacul acut. Aceeași imagine foarte frumoasă la nivelul, iată, cristale de acid uric care se așează la nivelul articulației genunchiului și formează pentru acolo toful. Pentru că vorbeam de o posibilă altă localizare. Există factori implicați, ai vorbit mai devreme despre genetică, ai vorbit mai devreme despre boli. Da, există pe lângă factorul genetic și pe lângă medicamente despre care am vorbit, pe lângă bolile renale pe care le-am amintit, deja practic orice boală renală care duce la apariția insuficienței renale poate să determine în mod secundar creșterea acidului uric steric și poate în viitor apariția gutei. Există o serie întreagă de boli care au un metabolism, un metabolism accelerat. Printre acestea, aș aminti și poate mai pacienții care au cancere, fie că este vorba despre tumori solide, adică gen cancer renal, cancer hepatic, cancer pulmonar, da? Pe lângă acestea mai există cancere hematologice, printre care mielomul, leucemiile, care, prin definiție, cancerul înseamnă celule care au un metabolism haotic, care se înmulțesc în exces și care și mor în exces, rezultatul fiind creșterea acidului uric. Acidul uric se încearcă să fie eliminat la nivel renal, dar rinichiul la un moment dat nu mai face față pentru că este o cantitate prea mare și atunci acidul uric poate să determine acest lucru. Practic, acidul uric este unul dintre produsii de degradare ai unor anumite proteine, da, care se găsesc și în alimente și care există și în celulele umane, în celulele, da, umane, celulele normale, da? Celulele, da, normale sau bolnave în cazul, da, exact, cancerului. Să fim serioși, organismul este ceva într-o continuă, este un organism viu, da? Fiecare celulă se naște, are și ea o perioadă de viață, după care și ea moare și este degradată. Este, este doar înlocuită de o altă celulă. Celulele acelea, evident că trebuie și ele să fie degradate. E, în paranteză fie spus, există totuși câteva celule care nu mor în organism. Da, neuronul, mă rog, nu poate fi înlocuit. El săracul acum mai moare. Moare, dar nu se poate înlocui. Exact, încă. Exact. Ideea este că nu numai că aceste celule care mor, cele canceroase, dar și tratamentele utilizate în cancere, spre exemplu, toate medicamentele citostatice, imunosupresoarele, nu fac, care omoară brutal celule, nu o să facă altceva decât să crească nivelul de acid uric în sânge, astfel încât de multe ori oncologii și hematologii oncologi prescriu tratamente care să scadă nivelul de acid uric, despre care o să vorbim mai târziu, și recomandă pacientului care face tratament chimioterapic să consume foarte multe lichide. De ce? Pentru ca să crească pe cât se poate eliminarea acidului uric la nivel renal. Pentru că am vorbit de celule care se înmulțesc și mor mai repede decât ar trebui în cazul cancerului. Vorbim despre aceeași situație și în cazul psoriazisului? Psoriazisul, să ne înțelegem, nu este un cancer. Da? Asta, da, cu pentru siguranță. Tot, ca să nu se sperie telespectatorii noștri. Psoriazisul este o situație dermatologică, o boală dermatologică în care celulele respective au și ele un metabolism mai accelerat și ele mor mai repede decât ar trebui. Și da, face parte psoriazisul dintre bolile care pot să determine creșterea ale acidului uric steric, dar nu este numai psoriazisul, astfel hipotiroidia este trecută în... Există multe boli care se pot asocia sau care pot determina creșterea ale acidului uric, fac parte din așa zisele gute secundare. Cele primare sunt cele cu componentă genetică despre care am vorbit. Ce trebuie să știm este că pacientul cu gută nu este, n-are decât gută și atât. De cele mai multe ori este un pacient cu care ne întâlnim, fie că practicăm reumatologie, medicină de familie, medicină internă, cardiologie, diabetologie, da, boli de nutriție, pentru că este un pacient care tipic are de cele mai multe ori, vorbim despre pacientul acela cu gută secundară, cu gută, pacientul bărbat de peste 50 de ani, de cele mai multe ori, care este un pic grăsuț, și când zic un pic grăsuț, mă refer la obezitate și mai ales obezitate de tip abdominal, adică este bărbatul tipic cu burtă, da?
burta care crescută, exact. Nu vorbim despre individul care este masiv, cumva uniform. Absolut. Vorbesc despre pacientul cu burtă crescută, exact circumferința taliei pe care o urăsc cardiologii, da? Pentru că s-a demonstrat că are legătură cu factorii de risc de boli cardiace, pentru bolile cardiace. Deci un pacient care este obez, de cele mai multe ori, care pe lângă faptul că are obez, dacă îi face analizele, o să constați că are și grăsimile mari în sânge, trigliceridele, colesterolul în sânge. De cele mai multe ori este un pacient care este fie diabetic, fie dacă nu, atunci este în așa zisa categorie de prediabet. Sunt sigură că ați avut toleranța alterată la glucoză, de care vorbeam recent. Deci este un pacient hipertensiv de cele mai multe ori, fiind hipertensiv cu atât mai mult că ia și medicamente care în mod implicit, care în mod care am stabilit mai devreme, exact, că întârzie mai cresc și ele concentrația de acid uric. Așa. Deci este un pacient care se încadrează de cele mai multe ori în ceea ce numesc cardiologii sindromul metabolic. Da? Cam bine, acolo suntem. Practic am vorbit de niște boli care se asociază cu guta. Pe de altă parte am vorbit despre niște boli care provoacă guta și sunt cam aceleași. Practic, să înțelegem că există o suprapunere de factori care provoacă și un fel de cerc vicios. Cerc vicios, absolut. Pacientul care are gută de cele mai multe ori este un pacient care mănâncă bine, da? Mâncând bine, atunci ce o să faci? Mâncând bine o să faci obezitate, o să-ți crească grăsimile. Și iată unul din motivele din pentru care era boala regilor. Exact, exact. Pentru că regii mâncau bine. Mâncau bine, nu făceau, absolut, nu fac de asemenea, sunt sedentar, da? Sedentarismul, care deci e factor de risc. Ideal la obezitate. Absolut, da? De asemenea. Deci, iată, sunt foarte multe legături între gută și între bolile cardiace și diabet. Foarte mult și sunt bine cunoscute aceste interrelații, da? Aceste legături foarte strânse. Am vorbit despre influența alimentelor și ai vorbit despre carnea roșie. Este doar carnea roșie? Nu este numai carnea roșie. Carnea roșie, de ce am început cu asta? Pentru că suntem este în România, da, și carnea roșie îi place foarte și mult românului. Carne roșie vorbim practic carne despre de porc, în primul vita, și în primul rând în România, dar miel, și vita, mielul, că am pornit de la Paște, da? Și vânatul. Apoi, foarte carne important, vânatul. Acum, în România, nu știu câți vânători există, dar sunt aproape sigură că toată lumea a mâncat drob de Paște. Organele și în special ficatul, nu numai toate organele, ci mai ales ficatul, dar organele consumate în exces sunt o sursă foarte mare de acid uric. Da? Deci, practic, deci după Paște, deși Paștele a fost, luni a fost ultima zi de Paște, am văzut deja doi pacienți cu atac acut de gută săptămâna aceasta și este doar vineri. Da? Pentru că vorbim de Paște, însă, totuși, excesele gastronomice, excesele referitoare la mâncare, la friptura tradițională de Paște, nu sunt singurele. Nu, deci ce este o cărniță fără un pic de alcool? Da? Alcoolului? De ce vorbesc? Alcoolul este bine cunoscut că este cel care deci se vorbește tipic despre precipitarea atacului de gută. Precipitarea atacului de gută, pacientul povestește, pe lângă faptul că debutează noaptea, așa cum am zis, și că are dureri foarte mari la nivelul articulației, povestește că, în mod sigur, în ultimele 24 de ore a avut un prânz bogat în carne și bine stropit de cele mai multe ori. Bine stropit este cunoscut că alcoolul, da, care este cel mai rău pentru gută este berea. Vinul este mai puțin rău pentru gută, dar este tot alcool, dar berea ar cam trebui să iasă din meniul pacientului cu gută sau măcar să fie consumată mai rar de către pacientul cu gută. Putem vorbi despre o favorizare a gutei în cazul sau în anotimpul cald, în momentul în care, știu eu,
Transpirăm, ne deshidratăm mai degrabă? Absolut, da. Este logic, acidul uric se elimină pe cale renală. În timpul verii consumăm lichide, dar unii dintre noi consumăm, unii nu, dar în mod sigur pierdem prin transpirație foarte multe lichide și deshidratarea va duce la scăderea acidului uric eliminat și creșterea în sânge. Plus că vara, ce face omul ca tot omul? Din nou revenind cu o idee fixă, revenind la bere, da? Cine te poate răcori mai bine decât berea? E pentru mai bine decât e varianta cea mai bună. Nu e bună deloc. Și uite, poate aici ar trebui să aducem aminte despre obiceiul acela din țările musulmane, în care musafirii sunt poftiți de afară în prăvălii și sunt serviți nu cu o bere rece, ci cu un ceai fierbinte. Absolut. Și sincer să fiu, în momentul în care am vizitat o țară musulmană și am încercat pentru prima oară din politețe ca să nu refuz obiceiul, am fost șocat să constat că, de fapt, acel păhăruț mic de ceai fierbinte m-a răcorit mai eficient decât o jumătate de kilogram de apă rece de la frigider, cum eram obișnuiți la noi. Așa este. Bun. Ce altceva ne mai poate provoca sau favoriza guta? Alte boli infecțioase? Atacul acut de gută poate să fie precipitat de asemenea de un episod infecțios. De ce? Pentru că are legătură cu, din nou, cu deshidratarea, da? Deci de un episod infecțios. Infecția înseamnă febră crescută. Exact, exact. Înseamnă din nou metabolism crescut și poate să favorizeze acest lucru. Așa cum am zis, microtraumele, adică purtarea de încălțăminte îngustă sau mersul, să spunem, un efort fizic, cum să spun eu, excesiv, da? Nu înseamnă că nu trebuie să mergem și să devenim sedentari, dar un pacient care în mod normal este sedentar și se apucă dintr-o dată să plece în concediu și să meargă, cum ni se întâmplă și unora dintre noi, ca să zic așa, ne apucăm să mergem în concediu, să vizităm într-o zi de dimineață până seara și mergem 10 ore fără niciun fel de oprire, da? Acea microtraumă repetitivă la nivelul unei articulații pe care există un tof gutos, dar poate și cu un pantof sau un călțanit, exact, care nu este, exact, foarte confortabil. Exact, și aceasta poate să precipite un atac de gută, dar la un pacient care are deja hiperuricemie, să nu ne înțelegem acum că dacă mergem și pe jos o să facem gut. Da? Să nu reiasă din discuția aceasta. Vorbim despre un pacient care are deja hiperuricemie sau are deja gută. Despre precipitarea atacului de gută vorbim de data aceasta. Cine poate să precipite atacul de gută? Cine mai poate să precipite atacul de gută? Am vorbit de sărbători, toată lumea a mâncat, toată lumea a luat în greutate, avem tendința imediat, de aici înainte, facem o cură așa, măcar 5 kg să dăm jos. Scăderea în greutate fără un dietetician sau scăderea excesivă și rapidă în greutate, care înseamnă pe de o parte deshidratare, pentru că se pierde în primul rând, se pierd lichidele, da? Pe de altă parte înseamnă foarte multe și foarte la modă dietele proteice, da? Deci dietele proteice, care înseamnă să mănânci carne de fapt, bazată pe carne. Exact. Și o să faci, o să aduci o cantitate foarte mare de produs de degradare ai proteinelor, adică de purine, care se metabolizează la acid uric și iată, o cură de slăbire poate să precipite un atac de gută, da? Dacă nu este făcută cura de slăbire cu cap. Da? Altfel, pacientul cu gută trebuie să scadă în greutate pentru ca să-și amelioreze profilul din punct de vedere cardiac, însă nu singur și nu să slăbească excesiv în greutate într-o perioadă scurtă de timp. De altfel, pierderea în greutate trebuie să se facă, absolut, într-un anumit ritm, exact, în anumite condiții, pentru a fi... De fapt, lumea tinde să creadă că este foarte greu să scazi în greutate, dar, de fapt, provocarea, o știm noi foarte bine, nu este să scazi în greutate, ci să păstrezi greutatea scăzută după ce ai scăzut. Absolut, absolut. Bun, am vorbit despre o grămadă de boli care pot să favorizeze ele direct sau prin intermediul tratamentelor pe care le prescriem pentru acele boli apariția gutei. Dar guta la rândul ei favorizează
alte boli, că vorbeam totuși de un cerc vicios. Guta favorizează și este cunoscut, se tot vorbește din ce în ce mai mult despre gută, spre exemplu, ca factor de risc pentru boală cardiacă ischemică, da? Și revenind la ceea ce vorbeam anterior, că este un cerc vicios. Da, pacientul hipertensiv cu grăsimi mari în sânge, cu dislipidemie, cum zic medici, sunt factori de risc pentru boală cardiacă ischemică. Pe de altă parte, de multe ori se asociază cu hiperulcemie și cu guta. Guta, la rândul lui, este și ea factor de risc pentru boală cardiacă ischemică. Deci, din nou, suntem în același cerc vicios din care pare că ieșim cu foarte mare greutate. Iarăși vorbeai despre gută în contextul în care apare și o creștere a grăsimilor, a trigliceridelor. Cum stăm cu ateroscleroza? Ne influențează sau nu? Ne influențează, da, absolut. Boala cardiacă ischemică este una dintre manifestările aterosclerozei, da? Și deci, în mod sigur, guta este un factor de risc pentru ateroscleroză, da? Fie că ea se manifestă ca și boală cardiacă ischemică sau se manifestă ca boală cerebrovasculară care, Doamne ferește, poate să ducă la apariția unui accident vascular cerebral. Bun, dragi telespectatori, cam despre asta este vorba cu guta. După o scurtă pauză publicitară, revenim în studio alături de Simona Caraiola pentru a discuta despre diagnosticul efectiv și mai ales tratamentul gutei.